SCM Politehnica a pierdut neașteptat în deplasarea de la Buzău. Contra echipei locale HC, penultima clasată, elevii lui Pero Miloșević au condus la pauză cu 12-11, dar apoi au cedat teren, astfel că în ultimele 10 minute gazdele aveau 5 goluri avans. S-a terminat 25-23, iar pentru alb-violet, cele mai multe goluri, 8, le-a marcat internaționalul Marius Sadoviac. Pentru buzoieni, 5 reușite i-au aparținut fostului polist Andrei Grasu. În clasamentul Ligii Zimbrilor, SCM Politehnica este pe locul 7 cu 28 de puncte, iar Buzăul rămâne pe locul 13, penultimul cu doar 9 puncte obținute din 3 victorii.